Marin, pasă bună la Sete. Sete pătrunde și prinde acest Schmitz cu care înscrie golul de onoare. De 2-2 a învins, e prima dată și probabil ultima dată. Era singura soluție viabilă acest Schmitz la Sete în condiții de timp. Sete alege Juan Marin pe 6 metri. Mircea Arsete înscrie și el 4-0 pentru Viitorul, golul 6 din acest campionat pentru fostul jucător al Dinamo. Perfectă lovitura de cap al lui Arsete, demonstrează că la acesta s-a stabilit un bălut, o pasă pentru Arsete, foarte bună această vinge. Arsete scapă singur, Arsete trage, Arsete gol pentru Viitorul. Plecat din poziție regulamentară, Arsete reușește să finalizeze al cincilea gol pentru el în tricoul Viitorului. A marcat, mă rog, era un unghi mai închis în meciul cu Oțelul Galați, atunci a tras în colțul scurt, acum șutul se duce pe lung, face inutilă intervenția lui Râmnicianu. Foarte frumos scoate balonul către Alexandru Lazar. Acum iată-l pe Arsente. Arsente care... Arsente, jutează Arsente! Arsente înscrie al treilea său gol în Liga 1, în tricoul Viitorului. A reușit o dublă la victoria cu FC Vaslui, este cel mai prolific om al echipei lui, Bogdan Arceș-Vintilă. Scăpat pe contraatac, Arsente șutează violet la colțul scurt. Brăneț a plecat în... Oh, este bară și poate fi 3-0. Arsente, 3-0 pentru Viitorul. A fost întâi șutul în bară al lui Viitorul Constanța, însă echipa lui Cică Hagi face spectacol. 3 goluri în 22 de minute. A mai fost o... Arsente și este 1-0 pentru Viitorul. Minutul 66. Mingea cu mâna, prima dată o face, va fi o dublă schimbare la Vasluieni. Revedem execuția lui Arsente. Oh, ce frumoasă fază, Toșca! Cernea Uscas, este 2. Această minge pasa din prima a lui Lazar pentru același Toșca. Excelentă faza de atac a Viitorului. Arsente din a doua încercare reușește să-l învingă pe Cernea Uscas. Centrare destul de bună pentru Arsente, gol! Dinamo! O fază care nu a anunțat nimic, cât de liber este Arsente aici. A trecut în flancul drept și iată, centrare de calitate, inexplicabil, însă cum aici doar Sârg se afla între doi jucători dinamoviști, partea apatică defensivă a Oțelului. Este... trebuie să fac o rectificare, este centrarea lui Rus și nu a lui Matei. Avem Dragoș Grigore acum, iese cu pasă lungă, o linge de viață pentru Mircea Arsente. Respinge Bornescu, nu foarte bine și este gol! Ce eroare! Iată, o fază care nu a anunțat nimic aici, o poziție regulamentară la Arsente. Este totuși aici și o pasă puțin cam slabă în spate. Bornescu reacționează târziu, Arsente o face mai repede și se restabilește egalitatea. Lovit în mâna dreaptă Mircea Arsente. Poprea, mingea a fost însă respinsă. Cătălin Muteanu cu concentrare, ocazie mare, gol! Dinamo! 1-0! Gol! Totul pleacă din undă, o centrare excelentă a lui Cătălin Muteanu. Dandea se înalță, trimite în fața porții și Arsente are de îndeplinit o simplă formalitate. 1-0 pentru Dinamo. Un gol care, cred eu, Everybody.
nobody giving them guest spots. His stocks through the roof, I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. They call him Ryder, he's sick and he's spitting fire in Mike. Got him out the dryer, he's hot, found him in Fort Minor with top. Got a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cop. The type women wanna be within, rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of his kids. He's not your everyday on the block. He knows how to do it. Goal! Ce execuție a lui Mircea Sente, un șut nu putea avea mai ofensiv în echipă pe teren. Se simte și oricum câteodată se simte la Gloria Bistrița, absența lui Junior Moraes. Brațele trupului putea deschide scorul în minutul 6, și dacă s-a dat într-o întrebare. 4 sezoane la șerif Tirasul, care a și câștigat titlul, nu poate evita golul marcat acum de Timișoara, minutul 4. Timișoara Unara este pe locul întâi. Foarte bine a bătut Ian Zimbur de cultura de la Tor. Practic s-a repetat ce se întâmplase ceva mai devreme. Care urmă de mare de popa, domnul de cap și gol accente! Minutul 41! Ce nu vreau să mă zic cine a fost ok. Are trebuit cu capul. Reloare, cântă și capul cu accente de 6 metri. Îl învinge pe mare de popa. Apărarea pandurii de lungime pentru Bielanovic. Bielanovic e controlat însă foarte bine de lungul și iată urcarea lui Borcean. Borcean una de cine. Foarte bună pasă, Living, foarte este bună. Este o pogodă lui Cap. Minutul 38. Această partidă dintre Timișoara și Lipa. Timișoara atacă și Mircea Omeță Pala în fine. În fine, Bănățe în diferență. Un balon expediat în mâini în pare de Boga Omeță, care a ridicat foarte bine pentru accente pe fază. Atacantul Bănățenilor le duce din handicap. Ghilimele și iată ce pasă incredibil! Este golul
Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note, he writes every line, and I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design that's written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do this? Stare la cazzo, un volet superb, un volet superb. Mingea a trimis în poartă de Mircea Accente, jucătorul nou izat de atacant, cel de-al doilea atacant, de finalitate, de iată, reloarea Paraschiv, din sări foarte bine la capa, așezat Mircea pentru Accente și acesta cu voleu imparabil, vezit de sol. Într-adevăr, foarte frumos, sări la capa, de Paraschiv, care l-a învins pe